Bucurucașă. Și a fost scris așa de niște copii mai mari liceeni care se numesc Burcea Lucia, Enache Larisa, Moraru Dalina, Florea Cătălina, Andreea Măslină, Vasiliu Valentin, Mărcuță Maria și Burcea Alexandra. A fost odată ca niciodată un iepuraș pe care îl chema Urechilă. El locuia cu părinții lui într-o ciupercă. Într-o zi, Urechila plecă spre școală și se întâlni cu prietenii lui Oița Felicia, rățoiul Ricky și țestoasa Franklin. Vulpoii ce îi pândeau de multă vreme i-au întâmpinat și le-au spus să meargă împreună cu ei în pădure pentru că acolo se află o comoară într-un loc numai de ei știut și se vor putea juca și vor descoperi comoara. Ajunși acolo, au văzut o casă în care vulpoii i-au închis pe toți pentru a-i mânca mai târziu. Ce groaznic! Așa zis și binefăcători erau răi și i-a trăseseră într-o capcană. Cât timp au stat închiși acolo, plângând și rugându-i pe vulpoi să le dea drumul, a apărut un unicorn foarte frumos care îi ajută să scape. Înainte să-și ia la revedere de la el și să-i mulțumească că i-au scăpat de vulpoii cei răi, unicornul răspuse că în interiorul fiecăruia sălășluiește o putere pe care trebuie să o descopere singuri. Fiecare putere făcea parte din elementele naturii: foc, apă, pământ și aer. Pentru a-și afla fiecare ce putere are, vor trebui să se gândească la o întâmplare semnificativă din viața lor. Aceștia n-au avut timp de gândire pentru că, imediat după plecarea unicornului, s-a deschis un portal din care au ieșit dușmanii unicornilor salvatori să-i împiedice pe cei patru prieteni să-și descopere puterile. Aceștia s-au speriat îngrozitor, dar au realizat că trebuie să lupte împreună pentru a putea supraviețui, crezând astfel că este o ocazie pentru a-și descoperi puterea interioară. Ei s-au gândit la un plan pentru a scăpa de dușmanii lor, care erau de fapt temerile lor: frica, anxietatea, orgoliul, urâțenia interioară, trădarea, singurătatea și egoismul. Planul consta în acceptarea și îmbrățișarea temerilor, iar pe măsură ce acceptarea se producea, portalul se închidea din ce în ce mai mult. Dar nu era prea ușor să-și accepte propriile temeri. Însă au reușit doar împreună să le depășească. Cei patru prieteni și-au continuat drumul până au ajuns la un lac în care și-au zărit chipurile oglindite. În momentul în care priveau un lac, dar și unul la celălalt, au început să li se activeze puterile interioare, acestea fiind focul reprezentat de iubire, apa reprezentată de inocență, pământul reprezentat de onestitate și aerul reprezentat de bunătate. Și uite așa, au constatat că deja începea să se însereze și s-au îndreptat spre casă repejor, ținându-se de mână, bucuroși fiind că și-au descoperit cu toții puterile interioare. Ei, dragilor, și voi știți foarte bine că orice poveste are și o învățătură. Învățătura acestei povești este următoarea: oricâte probleme ai avea, le poți depăși mai ușor împreună cu prietenii potriviți. Sunt sigură că și voi aveți foarte mulți prieteni buni și până la o nouă întâlnire, Puffy vă pupă, vă iubește și vă dorește numai bine! Dacă aveți povești și voi, trimiteți-le lui Puffy pe adresa de mail poveștilelui@gmail.com. La revedere! La revedere! Până la o nouă întâlnire!